Luptele tătărești, denumite în mod tradițional curești, s-au păstrat din moș strămoșii încă sunt la mare căutare în rândul tinerilor dornici să-și demonstreze calitățile de luptători. Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din România, filiala Medgidia, a organizat la sfârșitul săptămânii mai multe etape ale acestui sport. Ca în fiecare an organizăm această manifestare tradițională, etapa de curești. Întotdeauna această filială a fost o filială muncitoare, în sensul în care s-a preocupat să organizeze astfel de manifestări. Manifestările acestea sunt necesare pentru comunitatea noastră, pentru că prin ele ne putem păstra tradițiile, ne putem promova imaginea. Vedeți și dumneavoastră, și mă bucur pentru acest lucru, alături de noi sunt foarte mulți tineri, ceea ce înseamnă că sunt preocupați de ceea ce înseamnă tradiții ale comunității tătare. Am venit și vin și voi veni întotdeauna cu mare bucurie aici în această localitate. Sportul reușește mereu să adune la oaltă tineri și bătrâni care își încurajează favoriții și vin cu drag doar pentru a asculta sunetul daulei și zurnalei. Cum a fost competiția? Destul de grea mi s-a părut la prima vedere, dar în luptă nu a fost așa greu. Particip des, ai mai câștigat? De fiecare dată când se organizează. Ultima etapă a acestui sport va avea loc la Constanța pe data de 7 septembrie, când se va da și startul Festivalului Internațional al Dansului, Cântecului și Portului Turco-Tătar.